Bună ziua! Mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom discuta despre o resursă. La disciplina matematică, resursa este pentru recapitulare, are mai multe noțiuni legate de divizibilitatea numerelor naturale, învățate pe parcursul clasei a 5-a. Este trecută căi la clasa 6-a pentru că e recomandabil să se facă la începutul clasei a 6-a ca și moment recapitulativ. Avem mai multe probleme, să începem cu prima problemă, care se numește fanfara. Avem o fanfară compusă din 24 de persoane care defilează pe un bulevard în formă de dreptunghi. În câte variante credeți că se poate organiza fanfara? Eu, ca să vă ajut, am pus deja aici câteva dreptunghiuri. Să vedem cât credeți că ar trebui să fie lungimea și lățimea acestui dreptunghi ca să ne iasă cele 24 de persoane. Da, o variantă este toți defilează în coloană. 2 câte 2, câte 3, câte 4 sau pot fi câte 6. Deci la primul dreptunghi toți sunt așezați într-o coloană, pe urmă ei sunt câte doi, desigur spațiul ăsta este umplut tot cu oameni, câte trei, câte patru, câte șase. Dar nu astea sunt singurele variante, pentru că înmulțirea fiind comutativă, fiecare din aceste înmulțiri, așa cum ați văzut aici la ultimele două, deja sunt 4 ori 6 și 6 ori 4 și celelalte 3 se pot inversa. Și dacă scriem toate produsele posibile, observăm că avem 8 variante de a organiza fanfara. Noțiunile teoretice care se leagă de această problemă sunt, în primul rând, definiția divizibilității și noțiunea de divizor și multiplu. De exemplu, putem să spunem că numărul 24 este divizibil cu numărul 8, pentru că există numărul natural 3, astfel încât 24 reușesc să-l scriu ca produs, deci sub forma 8 ori 3. Dacă reușesc să scriu un număr ca un produs dintre numărul pe care îl studiez și un alt număr natural, atunci pot să spun că numărul mai mare, adică 24, este multiplu al lui 8 sau 8 este divizor al lui 24. Cu notațiile matematice de rigoare, 24 divizibil cu 8, 8 îl divide pe 24. A doua problemă se referă la o lădiță cu comori. Problema spune că Ana și prietenii ei au găsit o lădiță cu comori. Și în această lădiță erau 48 de tăvițe de argint, 72 de pahare și 100 de perle. Copiii au reușit să împartă frățește toate obiectele, adică absolut fiecare copil a primit același număr de obiecte. Întrebarea e: câți prieteni are Ana? Păi noi am scris divizorii lui 48, divizorii lui 72 și desigur divizorii lui 100. Pe urmă am încercat să căutăm divizorii comuni. Observăm că 1, 2 și respectiv 4 apar la toate numerele. Dar, cum vorbim de număr de copii, înseamnă că nu poate fi Ana doar singură, deci a rămas doar 2 sau 4. 2 sau 4 copii împreună cu Ana. Deci atunci numărul posibil de prieteni pe care le are Ana sunt 1 sau 3. Dar, din moment ce întrebarea este la plural, câți prieteni are Ana, atunci răspunsul corect, Ana are 3 prieteni, deci în total erau 4 copii. Observați, aici a apărut pe lângă noțiunea de divizor și noțiunea teoretică divizor comun și cel mai mare divizor. Divizorul comun este
acel număr care le divide pe toate, de exemplu, în problema noastră 2 era un divizor comun pentru toate cele 3 numerele. Și dacă vă amintiți, aveam doar 3 divizori comuni pe 1, 2 și 4, 4 este cel mai mare divizor comun a celor 3 numere. O altă problemă, numere interesante. Se cere să găsim două numere naturale consecutive, știind că suma cifrelor la ambele numere este un număr impar, trebuie să aflăm câte astfel de perechi de numere există printre numerele mai mici decât 1000. De exemplu, o astfel de pereche este 289 și 290. Sunt numere consecutive, la ambele numere suma cifrelor este impar, am găsit deja una dintre perechile căutate. Să vedem rezolvarea. Numărul de 3 cifre îl notăm cu ABC și conform primei informații, suma cifrelor este impar. Dar dacă ne uităm la aceste două sume, diferența este doar acest 1. Deci, ca să fie ambele sume impare, se poate întâmpla numai în situația în care C este 9. Dacă ultima cifră este 9, atunci înseamnă că A plus B, adică suma primelor două cifre, trebuie să fie par sau la celălalt număr, că vorbim de două numere consecutive, aici este un număr consecutiv lui B, deci cifra consecutivă după B, și tot impar ne dă. Și atunci o luăm pe cazuri. Dacă A este 1 și B este 1, observăm că suma este pară, avem deja două soluții, 119 și 120. Dacă îl păstrăm 1, B este 3, avem altă pereche, până la A egal 1, B egal 7, unde iarăși o să avem o pereche, însă observăm că dacă A egal 1, B egal 9, nu mai verifică perechea asta. Adică, în total, cu A egal 1 avem 4 variante. Cu A egal 2 o să avem 5 variante, pentru că dacă A e par, B-ul este tot par, deci în total avem 5 variante. Trecând tot așa peste toate variantele, observăm că avem un număr total de 40 de perechi de numere de 3 cifre. Să vedem ce se întâmplă dacă vorbim de numere de 2 cifre. Aici aveți deja o pereche, deci 89 și 90 este o astfel de pereche. În mod similar ca și înainte, scriem că cele două sume trebuie să fie impare. Iarăși constatăm că diferența dintre cele două sume este doar 1, deci numai atunci se poate întâmpla că ambele sunt impare dacă B egal 9. Dacă B egal 9 înseamnă că A trebuie să fie cifră pară și A plus 1 desigur va fi impară. Am luat toate variantele pentru A ca și cifră pară, desigur cu excepția lui 0 pentru că prima cifră. Și atunci am obținut încă 4 variante. Deci, în total, avem 40 de perechi de numere de 3 cifre, plus aceste 4 perechi de numere de 2 cifre, deci în total avem 44 de perechi. Vă rog să vă gândiți care ar fi răspunsul la această întrebare dacă numerele căutate pot să fie de o cifră. Noi am discutat situația de 3 cifre și 2 cifre. Noțiunile teoretice sunt criteriile de divizibilitate. În această problemă am folosit doar criteriul cu 2, dar desigur le-am trecut și pe celelalte. Și respectiv, când spunem că un număr este par sau un număr este impar, sunt ferm convinsă că astea deja le știți foarte bine. Următoarea problemă se numește capitanul. Produsul numerelor naturale, care reprezintă vârsta capitanului, numărul copiilor săi și lungimea vasului său, este 11.877. Întrebarea e câți ani are capitanul?
Deci, începem. 11877 trebuie să încercăm să scriem ca un produs de 3 numere naturale. Prima dată observăm că acel 11877 este divizibil cu 3, conform criteriilor de divizibilitate recapitulate. Deci o să-l scriem pe 11877 ca 3 ori 3959. Cum 3959 nu este divizibil cu niciunul din numerele pentru care am învățat criterii de divizibilitate, o să încercăm pe rând să-l împărțim la numerele prime pe care le cunoaștem. Numerele prime până la 31. Dacă le încercăm pe toate, o să constatăm că nu e divizibil cu niciunul dintre ele, dar este divizibil cu 37. Adică numărul poate fi scris ca 37 ori 101 și 101 este număr prim. Deci, dacă rescriem numărul 11877 ca un produs, constatăm că capitanul are 3 copii, lungimea vasului e 101 și are vârsta de 37. Nu luăm în considerare că capitanul nostru ar putea avea 101 ani. Numere prime și numere compuse. Un număr se numește număr prim dacă are doar 2 divizori, pe unul și pe el însuși. 1 nu intră nici la numere prime, nici la numere compuse. Un număr este compus dacă are mai mult de 2 divizori. Un fapt divers, ceea ce n-am folosit în această problemă, este că avem un singur număr prim par, care este 2. Și acum vă invit la un joc, Animalul Misterios, și vă rog frumos, pas cu pas, să faceți exact ceea ce vă cer. Adică gândește-te la un număr între 1 și 10, înmulțește numărul cu 9 și notează produsul, adună cifrele numărului obținut, scrie suma, la suma obținută să aduni 10 și să scrii rezultatul, caută litera din alfabetul latin care este pe poziția ultimului tău rezultat, ca să vă ușurez treaba, aveți aici alfabetul latin. Pe urmă, gândește-te la o țară din Uniunea Europeană care începe cu litera obținută. Ca să fie mai ușor, avem mai multe țări care încep cu litera respectivă, dar țara respectivă este în sud-estul continentului. Să scrii, te rog, numele țării. Pe urmă, să scrii o culoare care începe cu a doua literă din numele țării. Și, pe urmă, să te gândești la un animal care începe cu a patra literă din culoarea de mai sus și scrie numele acestui animal. Eu cred că reușesc să ghicesc că te gândești la un tigru portocaliu. În acest moment, ia să vedem care este matematica din spatele acestui animal misterios. Da, deci în momentul în care am scris numărul, numărul poate fi între 1 și 10. În momentul în care mulțim numărul cu 9, obținem un număr între 9 și 90 și numărul garantat este divizibil cu 9. Dar dacă numărul e divizibil cu 9, înseamnă că suma cifrelor este divizibil cu 9, deci 9A poate fi doar aceste variante. La oricare din aceste numere, suma cifrelor este 9. Dacă la suma obținută adunăm 10, obținem 19. A 19 literă din alfabetul latin este litera S. Avem mai multe țări în Uniunea Europeană care încep cu S, și anume 4 la număr, dar în sud-estul Europei este doar Spania. A doua literă este P, deci cuvânt cu, culoare cu P este, de exemplu, portocaliu, o culoare comună. Și animal cu T, îi probabil că te-ai gândit la un tigru. De asta, acest joc funcționează la marea majoritate a oamenilor. Și niște exerciții pe care vi le propun ca și temă.
Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o altă resursă. La revedere!